Dacă centru, nu știu dacă v-am mai spus, unde este acum Lazar, Gheorghe Lazar, Simeon Mehedin și Mihai Viteazu. Și m-a întrebat o țigancă într-o zi cu un buchet de flori, că ce caută ăsta sus aici? Să zic că n-a obligat să învăță, dă-i lasă la Dumnezeu. Deci ea vrea să știe ce caută la păstatul. Și la Simeon Mehedin, nu, la Spiro Haret, pardon, Spiro Haret, a venit domnule Brâncuș la 20 ceva de ani cu un proiect excepțional. A făcut o fântână, domnule. Pentru că a zis ăsta a fost un izvor de cunoștință. Ăla n-a înțeles, cum faci, bă, fântână? Deci el venise cu un concept arhitectonic, sculptural. De anul 3500 era cel mai frumos centru european, dacă lăsa pe Oltean. Pe ăla a zis, nu, vreau statuile. Pe ăla Lazar, că faci că toți porumbei găinați pe el. Și asta, Mihai Viteazu, este Ioana Darc, a pus mai mult, a luat-o din Franța. Cu mustăți, cu toate, are pieptul mic, să vă uitați acolo. Deci am avut și atunci cretinii noștri care au... Nu merge, sigur, că ele acum sunt încărcate de istorie, au altă valoare ca și Casa Poporului. Ne uităm, deci, arta explicată, ortodoxia implicită, sigur că găsești la Vasile Voiculescu explicit, în sensul că sunt versuri religioase de o frumusețe uriașă. Dar nu găsiți atât de des. Românul nu era predispus ca în arta lui să-și arate credința, ci se manifesta prin artă. Există o carte pe care nu o citește nimeni, a lui Lascarov Moldovanu, jurnalist din perioada interbelică, excepțional. Se numește așa, am găsit-o printr-o mănăstire, sigur că nu o să o găsiți pași prin tarabă, că nu e viața lui Bill Clinton sau codul Da Vinci, ca să citească milioane de oligofreni, așa ceva. Lascarov Moldovanu, corespondențe din război. Dumnezeu, genial tipul de. S-a apucat să ia corespondență, două, trei rânduri. Tată, copil, unchi, nepot, copil, mamă. Zice, tată, sunt pe front și cu Dumnezeu în inimă și cu neamul lupt împotriva fiarei bolșevice. Mă rog lui Dumnezeu să vă găsesc sănătoși. Mama către copil. Dragul mami, noi ne rugăm cu toți aici la Dumnezeu să vii acasă, că ne-e tare dor de tine. Tot timpul, la două, trei cuvinte, găsești cuvântul Dumnezeu, dragoste, neam. Ăla este humusul organic al creștinismului neexplicit și manifestat. Pe acest humus a crescut o întreagă literatură de o discreție și de o taină extraordinară sau artă care nu se manifestă să-și contureze chestii creștine, nici pe mine. Românul are în dragoste și în credință multă discreție și multă tandrețe și multă armonie. N-are nevoie de autoflagelări, de... Nu e gen. El știe că lucrurile trebuie să crească normal. De asta Simeon Mehedin a zis mângâierea creștină a poporului român, câte vor de atâtea obiceiuri, să înțeleagă și pe musulman, să înțeleagă și pe evreu, să înțeleagă și pe ungur, să înțeleagă pe toți. În Dobrogea sunt 16 etnii. Nu stă nimeni cu plăcuță pe piept și cu cuțitul la spate. Este model european de coexistență. N-au cum să-l ia, pentru că sunt alții. Deci așa, ojeniții, nu te pot eu face bine pe tine de boala ta cu sănătatea mea. Sunt alții. N-ați văzut că nu contează ce gândești, ci firea. Firea, domne, firea sunt dacă ceasul să ia dumneavoastră sau ce mi-a pus băiatul ăia să-i împlin și de la sfârșit nu-l ia și bagă în buzunar, nu sunt tot. Deci ăla are un alt ax valoric. Firea. Și atunci te gândești neamul ăsta într-o învecinare cu amăriți din ăștia, cu sluțiți din ăștia, cum și-a scos el valorile fundamentale. Și ne întoarcem către final, că v-am pus creierul păliță. După 1989 veți vedea această artă de tip mimetic, complexată cultural, alergând după modele mai mult sau mai puțin stranii. O luăm înapoi de la Dacia literară, Cogănișanu. Zicea la, nu vezi că totul e în regim de urgență? Sau Ion Eliade Rădescu, scrieți fraților, dar nu mai scrieți. În care încearcă să se facă o dramaturgie românească, dar dramaturgia românească nu corespunde tânărului de astăzi în fundamentele lui, ci tânărului de suprafață. Dramaturgia de astăzi este foarte marcată de dramaturgia tânără americană sau britanică. El nu răspunde la problemele, n-are nimeni curajul să mărturisească o problemă a unui român. Și se uite cam cum se scrie dincolo și face așa. Vedeți, de exemplu, muzica în muzică. Părerea mea de rău care a fost, sigur, sunt copii talentați, fac rap, nu mai știu ce cântă-i pe acolo, breakdance, dau peste cap. În lucrul acesta mimetic există influențe între arte, categoric, și
tot folclorul acesta afroamerican, care este un folclor puternic, este o cultură a lor și care este din multă suferință. Eu am avut odată o chestie cu o negresă, i-am bătut step și mi-a zis Helen Stewart, m-a zis Andrei Șervan, și mi-a zis, this is not tap dance, this is white dance. Mi-a zis, pentru că la ei step-ul a ieșit din loviturile alea care le dădeau pe tobe când îi fugăreau cu câinii pe plantații. Mi-a zis cazul Obama de resentiment puternic, că toți de culoare au ieșit. Și când a zis la televizor, pentru mine că rămâne târziu. Noi nu avem victorii multiculturale. Noi n-am făcut așa ceva niciodată. La ei este normal să se bucure. Au o presiune înainte, nu mai știu ce. Dar mi-a zis negresă. This is lumea lor. Lumea aceasta pe MTV dusă stâlcește. Eu am crezut că tânărul se apleacă spre fondul uriaș folcloric ca să tragă. N-a putut. A fost răbit prea repede, fiind din cult și neavând mentori, a fugit mimetic. La irlandești, la Michael Freddy, sunt 18 variațiuni. În folclorul românesc sunt 800. Mm-hmm. Cel mai bogat din lume. La ruși 600, foarte bogat. Exact. E o indolență îngrozită. Știu că băiatul ăla deștept le-a adunat, e un dans superb, extraordinar. Nu se poate compara. Și atunci îi vezi cum fug. Fac toți breakdance. Eu îl fac ca un comentariu. Și spune ce Francis Bacon. Este lupul care conține oaia. Nu ei mă conțin pe mine, eu îi conțin pe ei. Eu am luat step-ul și fac eu teatru cu el. Nu rămân la nivel de dans. Îl teatralizez, îi dau dimensiuni noi. Cum făcea Brâncuș. Ăla sculpta o găină. Îl ascultați bun. Ceea ce nici măcar nu s-au gândit vreodată. Nu s-au gândit. E un alt concept de teatru. Dar mă rog, nu vorbesc de cazul meu patologic, ci vorbesc de ce se întâmplă în jur. Și atunci vezi o artă care aleargă către un sine verite neimportant. Poți face un sine verite ca Fellini, care din mizerie Italia a făcut o capodoperă. La capodoperă lui consta în sufletele care ieșeau, în lumea care era. Nu vă mai spun de piesele de teatru care sunt cu porcării din alea care se scriu pe WC-uri, în numele libertății, în numele diversității, Mitocanul conduce totul. Calitatea dispare. Și atunci dumneavoastră, nemai având repere culturale și trăind în plin libertinaj, nu libertate, voi este haotic. Atunci valoarea supraviețuiește, își trage și niște drepturi de ciubuc pe acolo, pentru că alternativa e mare. E cu chiloții, fără chiloții, cum vrei dumneavoastră. În numele libertății. Ce presupune libertate? Goethe zicea, libertatea ce cucerești în fiecare zi ca să fii liber. Sunt ani întregi, mai ales în artă. An de muncă. Brâncuș seara și-a dat seama că era atelierul prin cu sânge să trăiască în palmă. Dar n-a observat. Uitați-vă la Michelangelo ca să-și câștige libertatea la 80 de ani. La 80 ceva de ani a semnat. Până atunci nu s-a considerat liber să semneze. Și finalul pe care am să vi-l spun este această artă cutremurătoare a bătrânilor care au scris mărturii. Mărturiile nu au valoare estetică. Mărturiile sunt ca poveștile din Pateric, care se sustrag estetice. Intră în altă categorie. Intră într-o imponderabilă. Dacă citiți Ion Gavrilo Goranu, brazii se frâng, dar nu se îndoaie, nu puteți zice că e român. Dinu Pilat, când s-a întors din închisoare, a zis, amintiri din casa morților al Dostoievski este un nimic. Ca să citești din cărțile de Ioan Ianolide, Ion Ioanide, Traian Bordeianu, Justin Pârvu, Arsenie Papacioc, Aspazia Oțel Petrescu, tot ce mai vreți dumneavoastră în memorialistică, o să vă întâlniți cu alte dimensiuni. Aceste dimensiuni sunt de artă creștină mărturisitoare. O nouă artă pe care ăștia nu bagă în seamă. Este perspectiva inversă, aia unde calul sunt eu. Coloanele sunt de la Casa Poporului. Aici în spate este arta mărturisitoare. Nu bagă nimeni în seamă. Da, este biciuirea Hristos. Unul în care își duce laptele așa și scrie Bucescu din zi. Pentru neam, pentru cruce și neam. Cotul Domnului. I-am dat lui filmul să o citească. Citește-mă.
chinuit 2 luni